Bună, numele meu este Ana și bine ai venit pe canalul meu. Nu știu ce a fost schema asta cu mâna. Așa cum probabil ați văzut și în titlu, avem o nouă comandă de la Temu. Am avut ceva de furcă cu comanda asta, a fost împărțită în două, după cum vedeți. A venit asta mică de aici și cealaltă nu mai ajungea și a trebuit să le dau mail celor de la DPD că ei au livrat. Să-i întreb ce se întâmplă cu comanda de nu mai ajunge, au zis că nu ține de ei. Am vorbit și cu Temu, ca să zic așa. Mi-au dat 25 de lei în cont pentru că n-a venit la data la care trebuia să vină. După care mi-au mai dat încă 20% reducere, un voucher de 20% reducere pentru că nu reușise să îmi transmită nimic concret. Și la un moment dat am primit mail de la ei că au prioritizat livrarea coletului și ce să vezi, în două zile mi-a ajuns. În două zile după ce am vorbit cu ei și așa a ajuns coletul. Așa că în comanda asta vom regăsi așa. Chestii de casă, chestii pentru diamond painting, câteva hăinuțe, chestii de beauty... Cam așa, și chestii de păr. Și cred că și o pereche de Adidas, dacă nu mă înșel, pentru Radu. Da. Așa că hai să începem, că deja ne întindem la vorbă. Aici avem primul colet ajuns, ca să zic așa. După cum știți, o să vă spun și prețurile și vă voi arăta și poze dacă va fi necesar. Așa că aici avem, dacă nu mă înșel... O eyeshadow se numește, o chestie far pentru ochi. Imediat vă arăt, cam murdărele astea. Așa, avem așa. Este ca un lipstick, e cremă. Ia să vedem ce culoare are. A? Se vede? Asta este. Este jos închis, sus e mai deschis. Să vedem una, să vedem. Arată bine, nu? Voi ce spuneți? Pe cameră pare mai deschis, dar în realitate e un pic mai închis, ceea ce e super. Haideți să vă spun cât a costat ăsta. Asta a fost 11,69 lei. 11,69 lei, chestia asta. Ah, uite, scrie și aici. 11,69 lei, un ăsta pentru ochi. Da, nu, arată interesant, nu? Da, asta. Aici, stai să vedem ce avem aici. Nu știu, habar n-am ce e. Stai să-l desfac. Ba, cred că știu ce sunt. Gata, gata. Aici mi-am luat niște magneți. Cred că sunt magneți, stați așa un pic să văd. Da. Mi-am luat niște magneți, vreau să fac cover minder-uri, așa se zice? Probabil. Și mi-am cumpărat magneți. Și m-am gândit că eu am foarte multe chestii primite de la de mărțișor. Tot felul de broșe, tot felul de chestii interesante. Ia să văd dacă am una aici, să vă arăt. Ei, asta e o broșă de la mama. Și am zis să-mi o fac cover minder și voi scoate chestiile astea de aici, le voi tăia sau văd eu cum fac și voi lipi magnet să le fac cover minder. Frumușele? Așa, magneții au fost, imediat vă spun, deci avem 20 de bucăți, deci 20 de bucăți să facem 10 cover minder-uri cu ele, am dat 10,48 lei. 10,48 lei, 20 de magneți, mă rog, pentru 10 cover minder-uri. Da, deci asta așa, punem asta înapoi. Deci până acum zic eu că e ok, nu? Voi ce spuneți? Și hai să vedem ce e în pungoiul mare. Și o să încep așa. O iau și o pasta de aici. Aici ce aveți? Stați un pic să mă uit. Nici nu v-am arătat data trecută calitatea rochilor, eu le-am purtat, să știți, și au fost foarte bune și foarte interesante. Aici cred că am luat tot o rochie, da, este o rochie, haideți să vă arăt un pic mai aproape, să vă faceți o idee. Este foarte moale așa,
Este un pic cam subțirică, dar nu se vede prin ea. Surprinzător nu se vede prin ea. Și chiar e mișto. Și mi-am mai luat. Și chiar îmi plac. Mi-am mai luat. V-am zis că am mai dat o comandă și mi-am mai luat și atunci rochii. O să vă spun imediat și o să vă pun și o poză să vedeți cum arată. Rochia a costat 35 de lei 49. Atât a costat. Este lungă, bine, pentru mine e lungă. Ea în poză arată că ar fi cam până la glezne, dar eu fiind mai mică de înălțime, este lungă pentru mine. Aici ce avem? Mi-am luat tot felul de bentițe. Sunt niște bentițe de-astea de cap, ca bandanele, așa să le numesc. Mi-am luat tot felul de culori și tot felul de modele și data trecută și acum. Asta mi se pare un pic cam mare. Trebuie să o încerc să văd. Cam așa arată. Este un băcel așa un pic de se întinde, dar e foarte moale și foarte drăguț așa. Am dat, imediat vă spun, 8,89 pe una. Chiar foarte frumoasă. Așa. Mi-am luat mai multe, v-am zis. Aici nu știu. Știu ce e aici. Mi-am luat o pară de duș. Dar de ce am luat o pară de duș? Nu că nu aveam, ci pentru că soacra mea are una exact la fel. A comandat-o de pe net de la noi din România și a dat 100 de lei. Și eu am cumpărat-o de la ăștia. Uitați cum arată. E interesantă și care multe de-astea... Multe, cum să le zic eu, moduri de așa, da? Eu am dat pe ea, imediat vă spun, 13 lei 94. Și soacra mea a dat pe ea 100 de lei de la noi din România. Bine, a fost 80 de lei și transportul 20. Deci 100 de lei. Și eu am dat 13 lei. Stați un pic că vecina mea are chef de bocănii la ora asta și văd că mai e ceva aici în punguță. O cărticică din aceea, să, cum se face, cum se... Așa. Așa. Aici am luat mamei mele pentru că a văzut la mine de data trecută. Este o săpunieră, dar este o săpunieră din aceea cu picior care stă un pic înclinată așa, să nu rămână apă la săpun acolo, se scurge pe aici, pe jos. Înțelegeți? Și am luat și ei, a zis că vrea două. Și am dat pe ea, dacă o și găsesc, imediat, nu o găsesc, 6,49 lei, pardon, sunt foarte multe și de-aia dura mai mult, 6,49 lei o bucată. Și am luat două, aici am luat cumnatei mele filtre pentru air fryer, așa cum le numesc eu. Pentru air fryer, i-am luat filtre pentru air fryer, 100 de bucăți, dacă aveți air fryer sunt foarte mișto, 100 de bucăți, 10,99 lei, deci 11 lei 100 de bucăți. Așa că o să îi le dau. Aici ce mai avem? Nu știu ce e asta. Ce e asta? Nu știu ce e. Nu pot să-mi dau seama ce e. Stai un pic, să vedem. Am comandat eu așa ceva, dar ce e? Ce Dumnezeu sunt astea? Nu știu ce sunt. Gata. O să vă pun o poză acum. Gata. Astea sunt niște chestii pe care le lipești pe canapea să nu zgârie pisica canapeaua. Ele sunt, vai, ce emoții, zic, mă, ce au făcut, m-au dat apă ăștia. Se dezlipesc, pur și simplu, sunt autocolante și le lipești pe canapea ca să nu zgârie pisica. Vedeți? Nu știu dacă vedeți. Da, sunt transparente, pur și simplu, și le lipești să, acolo unde își face pisica unghiile, să pui să nu mai își facă unghiile. Pe 5 bucăți am dat 22,79. Sunt 5 bucăți așa, mari.
Și le poți lipi, au și la rolă, au peste tot. I-am luat-o pentru, eu le-am luat pentru soacra mea ca să le pună pe canapea, că își tot face nebunul ăla al ei unghiile pe ea. Așa că e super. Mamă, ce emoție am avut. Zic, mă, ce Dumnezeu sunt astea? Ce mi-am mai luat? Și bănuiesc că vă dați seama după cutie. Bineînțeles că mi-am mai luat niște cutii pentru diamante. Și le-am găsit surprinzător mai ieftine decât le luasem eu inițial de pe AliExpress, că de pe AliExpress mi le-am luat pe alea mele. Și aici le-am găsit mult mai ieftine. Stați să vi le arăt, să mă ușor la ele să văd că sunt în ordine. Da. Sunt cu 50. Dacă vrei mai mare, sunt mai scumpe. Astea sunt, după cum le știți. Ce s-a auzit? S-a auzit ceva. Astea sunt, după cum le știți. Am dat pe ele imediat. Deci 50 de astea. 101 lei 87. Deci 102 lei am dat pe ele. Da-te așa. Super mișto. Am trebuit să-mi iau mai multe eu, că sunt super bune astea. Da, deci 50 de astea, au mai multe variante, au și cu 70, dacă nu mă înșel. Au vreo 3 variante, dar eu am vrut să-mi le iau pe astea pentru că am numai așa și am zis să mai diversific. Foarte mișto. 102 lei, nu? Atât am zis? Da, 102 lei. Foarte, foarte mișto. Mamă, cât gunoi am aici, mă împiedic de ele. Așa. A, ce am luat aici? Am luat un aspirator. Am luat un aspirator, că eu, bineînțeles, tot timpul mi-e încă diamantele pe jos. Și mi-am luat un aspirator să mi le aspire așa. Sau dacă îmi cad pe masă, pur și simplu le iei să le aspiri. Trebuie să văd cum funcționează, dar o să vă pun un filmuleț acum în timp ce vorbesc ca să vă arăt ce și cum. Pe el am dat, deci pe mini aspirator, 16,85 lei. Foarte interesant. Sper să fie bun. O să-l încerc și vă pun filmuleț să vedem ce și cum. Asta cred că bănuiesc că poți să-l folosiți și pe masă în bucătărie, dacă ai frimituri, ca să nu mai ștergi, nu știu, zic și eu. Aici ce avem? A, mi-am luat o pereche de pantaloni. Vă pun acum un filmuleț să vedeți, sau mă rog, o poză să-i vedeți cum sunt. Sunt super moi. Mamă, cât de moi sunt. Super, super moi. No, mi-am luat M, dacă nu mă înșel. Uitați cum arată. Sunt super, super moi, super ușori așa. Nu știu dacă sunt transparenți. Bănuiesc că nu sunt. Am dat pe ei 35,49. O să vă pun poză să-i vedeți mai îndeaproape un pic. Mi-am luat o perie de păr. O perie care descurcă părul, că părul meu, nu știu, se încurcă foarte repede, cu toate că n-am firul subțire, dar se încurcă super repede. Și mi-am luat o perie de păr care descurca părul. E foarte interesant, așa mi-a plăcut treaba asta că au aici, are spațiile astea, că pot să o curez mai bine decât peria normală, așa. Și am dat pe ea 7,99 lei. Este din plastic, sper să fie bună, chiar sper să fie bună. Oricum, tot ce am cumpărat de la ei, eu folosesc, adică să nu credeți că am aruncat ceva, n-am aruncat absolut nimic. Aici, ia să vedem. Aha. Aici mi-am luat, sunt niște chestii prin care îți bagi părul prin mijlocul lor, imediat. Îți bagi părul în mijlocul lor aici și îl sucești ca să fie ca o fundă așa în spatele părului, știi? Foarte mișto. Am dat pe două, cu toate că mi-am luat mai multe, imediat vă spun, 9,94 lei. Deci mi-am luat două așa, au o sârmă înăuntru și asta e un material foarte, foarte drăguț. Nu știu, să vă arăt pe alb, că poate se vede mai bine pe alb. E un material super moale, super drăguț. Deci pe astea două am dat 9,94 lei. Mi-am luat și roșie ca focul.
și am dat pe ea 7,94 lei, una singură, super mișto. Aici am luat o pictură, dar nu o să vă arăt, de fapt, uite, pot să vă arăt ce pictură am luat. Vreau să o facem, să vedem ce calitate au. Cu toate că știți că eu de obicei nu cumpăr și nu așa, vreau să vă arăt calitatea lor, dar astea într-un filmuleț viitor, ca să zic așa. Mi-am mai luat niște bentițe din acelea, v-am zis, mi-am luat multe. Așa mai am, mi-am mai comandat așa, pe crem și pe roșu și am zis să-mi iau și pe negru. Și aceasta a fost 8,80 lei. Așa, nu v-am spus cât am dat pe pictură. Pictura a fost 23,59, deci 24 de lei. Ha, aici mi-am luat ca să vezi că îți cumperi chestii de care chiar n-ai nevoie. Asta este un suport pentru lama de ras, să-l pui în baie pe perete. Aveam nevoie de el? Nu. Mi l-am cumpărat? Bineînțeles. Am dat pe el 1,95 lei. Pe bune, 1,95 lei, da. Și pui lama de ras aici, așa, și ca să nu mai stea proptită, să mai știu eu ce alte alea, am luat încă niște tăvițe, ca să o zic așa. Mi-am mai luat în formă de frunză, cu toate că am una roz, pe care o folosesc acum. Mi-am mai luat două care vin așa cu capac foarte mișto și am dat pe ele 8,39 lei, deci două tăvițe 8,39 lei. De data asta, uite, par mai multe lucruri decât data trecută. I-am luat soacrei mele o chestie de asta pentru ghiuvetă de la bucătărie, ca o duș, așa, are mai multe funcții, care de obicei la noi se găseau și erau 15-20 de lei în Dedeman. Eu am luat-o cu 5,83 lei. Chestia asta pe care o pui la bateria de la bucătărie, de la chiuveta de la bucătărie. Deci 5,83 lei. Aici am luat o altă pictură pe care am dat 25,56 lei. Este de 30x40 și puteți să vă dați seama deja ce pictură este. Așa. Aici am luat, sunt perii de covoare, două perii, dacă nu mă înșel, sau... Da, două perii, 11,89 lei, numai că nu știu unde e a doua, dar am găsit. Deci avem așa capăt metalic și capăt de plastic, sunt foarte bune dacă aveți animale și lasă foarte mult păr și așa. Periile astea sunt foarte bune pentru covoare, pentru canapele sau, mă rog, am luat două pentru soacra mea, 11,89 lei am dat pe ele. Uh-huh. Mi-am luat un pix pentru picturi, cu toate că mi-am mai luat, v-am zis că am mai dat o comandă de la ei între timp și mi l-am mai luat, vi-l arăt imediat. Imediat vi-l arăt dacă le și găsesc. Așa. Le-am luat, fac să las pasta jos. Le-am mai luat pe astea. De când am dat ultima oară comandă de la ei. Ăsta este ca un multiplacer, ca un single placer, pui aici single placer sau multiplacer, cum vrei să-l folosești, și ăsta este. Așa, și mi l-am mai luat pe astea alte trei și am zis să mai încumpăr, pentru că sunt chiar interesante. Și mi l-am luat pe ăsta. Da, știu, filmulețul ăsta e tare ciudat așa. Mi-am luat pe Maro. Imediat. Așa. Nu-l luat pe Maro. Foarte frumos e. E mai mult un maro gri, așa, închis. Foarte interesant, foarte frumușel. Și are aici și capete și tot ce ne trebuie. Și am dat pe el 19,99 lei, deci 20 de lei pe pix.
i-am luat lui Radu un piepten de metal, pentru că toți pieptenii, sau cum se numesc, pe care i-a avut, au fost din plastic și la un moment dat se rupeau dinții și i-am luat de metal. Tot să desfac să vedem și noi cum, ce calitate are, și vă spun și prețul imediat. Nici nu trebuie să desfacă, uite, pot de aici, așa. Aha, nu e ca lumea. E grosuț, nu e foarte subțire, e și comod la mână. Nu, e super. Am dat pe el, deci, pieptene de metal, 23-39. Au mai multe dimensiuni, mai multe forme, au tot felul de... Na, modele, ca să zic așa. Aici am luat lui Radu, pentru că tot timpul fac mișto de el că o să se ducă să alerge, că îi vrea să alerge, i-am luat Adidas. I-am luat unii de ăștia mai pușcării, așa, să vedem cum sunt. Foarte mișto, nu știu dacă numărul corespunde. Miros ciudățel, sunt 41. Dar sunt foarte interesanți. Au aici o chestie înăuntru. Am dat pe ei 57 de lei și 19 bani. Deci 57 de lei și 19 bani. Foarte interesanți, nu? Voi ce spuneți? Să vedem cum s-o simți în ei. Habar n-am. Nu știu. El să-mi spună ce părere are. I-am luat lui Moculescu o de-asta de tăiat unghii, pentru că stau în fiecare lună să dau 30 de lei să-l duc la doctor să-i taie unghiile, îl stresez aiurea, mă rupe și mie spatele, și am zis, ia lasă că cumpăr și le tai eu acasă. Pe ea am dat, imediat vă spun cât am dat, dacă și găsesc, 8,94 lei pe farfeca de unghii. Aici am luat niște washi tape. Mi-am luat un set așa, cu toate că am dita mai borseta cu washi tape, dita mai borseta plină cu de-astea de scoși de hârtie, am zis hai să mai îmi cumpăr. Și am dat pe ele, vă spun imediat să le și scot și să vi le și arăt. Am dat pe ele, găsesc. Nu știu dacă găsesc. Unde Dumnezeu sunt? Ceva pun pe ecran că nu... Ah, gata, le-am găsit. 17,99 lei. 17,99 lei și sunt 10 bucăți. Ia să vedem și noi cât un metru au. Foarte puțin au în ele. Ce Dumnezeu, e mai gros lemn, chestia asta pe care stau, decât... Da, deci astea nu vă sfătuiesc să vi le cumpărați, sunt foarte puține. Foarte puțin ca și cantitate, dar așa modelele sunt interesante. Nu? Doar că e foarte puțin scoci pe ele. Da, asta nu, prea scump și pentru ce primești, nu. Chiar nu. Acum... Mă rog, nu știu, voi știți. Ah, erau 3 bucăți de peri din acestea, v-am mai spus. 11,89 lei. Aici mi-am luat o chestie de spălat pensulele de machiaj. Ah, foarte mișto, ca să scot. Deci e o chestie de asta pe care o pui să speli pensulele de la machiaj. Am dat pe ea 4,64 lei. 4,64 lei. Eu zic că e super, nu? N-am avut niciodată, tot timpul îmi spălam pensulele așa în mână. Pac, pac, pac. Și am zis, ia lasă-mă să-mi iau de asta 4 lei, serios acum. Să răcesc de 4 lei. Așa, pot să văd ce mai am aici. Încă o săpunieră pentru mama. Și aici avem, dacă nu mă înșel, este un creion de buze, dar poți folosi și ca ruj. Să vă pun și eu o poză să vedeți cum arată la ei acolo.
pe site, că asta m-a, zic, ia mă să iau, uite, a ieșit sigilat. Ia să vedem. Să vedem, să vedem cum arată. Deci ăsta poate fi folosit și ca ruj. Nu știu ce culoare mi-am luat. Da, bine. A, 01. Asta e culoarea, 01. Și o să vedem. Ai. Știi că dacă îi faci așa, el se face nu știu cum. Ce ziceți? Nu știu ce să zic, o să-l încerc să văd cum și în ce fel. Da, cam asta este culoarea la el. Am dat, imediat vă spun, tot ce am cumpărat sau mă rog, chestii așa, pot să le pun în descriere. Am dat 11 lei și 0,2 bani. Atât am luat, atât am luat și că este waterproof. Adică dacă dai cu apă, nu se ia. Miram, așa că uite, dai cu mâna și se ia, dar aminte cu apă. Da, astea sunt lucrurile pe care le-am comandat. Totalul, deci la tot ce ați văzut aici, este de 536 de lei. 6 de lei și 50 de bani, deci 356 de lei. Toate astea. 536 de lei, asta am zis, asta am zis, 536 de lei, toate astea. Deci, ce părere aveți? Dai să pun și cutia asta, să o vedeți și pe asta. Da. Și ea e importantă. Ce părere aveți? Vă place? V-au plăcut produsele? Da, am luat să, că a început să-mi placă, bineînțeles, că e de ajuns odată să dai comandă, că după aia nu mai te oprești. Și am zis să le cumpăr. Da. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi dați și mie un like. Dacă n-ați făcut-o deja și vreți să mă vedeți mai departe, puteți să-mi dați și un subscribe în partea dreaptă jos. Cred că o să mai comand. Adică e a treia oară acum, de ce n-aș mai comanda, serios. Dacă găsiți ceva mișto, îmi cumpăr oricum, pentru că am și reduceri și tot. Și... sper că v-a plăcut și vouă și ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi. V-am pupat. Pa!